Dumnezeu, Ioan Emanuel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Bună roaba lui Dumnezeu, Ana Viorica, cu robul lui Dumnezeu, Ioan Emanuel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ceremonia de cununie a fost programată pentru sâmbătă la ora 10 în biserica de la Propotobiatul Ortodox Reghinean. Slujba a fost oficiată de un sobor de preoți în frunte cu înalt preasfinția sa Andrei, arhiepiscop de Alba Iulia. Emanuel va deveni în curând preot, dar nu numai că va deveni preot, ci e un om de mare calitate și sensibilitate, dar și mireasa lui. Tot așa. Acum, orice cununie e importantă și ori de câte ori cununăm pe cineva, suntem optimiști că România merge înainte. Fiecare tânără familie să aibă măcar 3 copilași. Unul pentru tata, unul pentru mama și unul pentru biserică și pentru țară. Și atunci e bine. El va continua studiile și după ce s-a înfăptuit taina cununiei, el va fi hirotonit preot și va începe misiunea preoțească, am înțeles că în zona Ogna Mureșului. Este acolo și o casă de copii, unde și viitoarea preoteasă și preotul nou vor avea un rol foarte important în implicarea în social. M-aș îndrăzi să zic că am o pregătire teologică și la fiecare mir le puneam întrebarea dacă se simte harul de care toată teologia vorbește la cununie. Și acum mi s-a răspuns la întrebarea. Am simțit și a fost extraordinar tot. Și ca o glumă, chiar dacă a fost o ceremonie reușită, nu o să mai repetăm niciodată. Extraordinar, extraordinar. Simțeam că plutesc, mă ridic de la pământ. Extraordinar. Te-ai gândit cum va fi să fii preoteasă? Nu prea m-am gândit, dar cred că o să fie bine și mai ales că o sper să ne înțelegem și să fie ok, dar o să fie bine, sunt sigură. Încărcați de har divin și plin de fericire, mirii au primit felicitările celor prezenți. Apoi, așa cum se numește la românii, nunta a continuat cu masa festivă la o cantină-restaurant din oraș.